Dua specială pentru sâmbătă. O, Allah, creatorul cerului și al pământului, îl mulțumim pentru binecuvântările pe care ni le oferim fiecare zi, inclusiv această binecuvântată zi de sâmbătă. În această zi te implorăm să ne ierți păcatele, greșelile, slăbiciunile. Fii milostiv cu noi și luminează-ne inimile cu lumină în urmării tale divine. O, Allah, cel milostiv și iubitor, dă-ne puterea de a îndeplini fapte bune, de a ne aduce mai aproape de tine și prin rugăciune, meditație și acțiuni departe. Ajută-ne să fim exemplu de bunătate, compasiune și iubire pentru cei din jurul nostru. Fă-ne să fim răbdători și înțelepți în fața provocărilor și să ne păstrăm credința neclintită în orice împrejurare. O, stăpân al universului, binecuvântează-ne cu sănătate, pace și prosperitate. Îndreaptă-ne de la noi orice rău și protejează-ne pe noi, pe cei dragi nouă, de necazuri, de suferință. Umple-ne casele cu armonie și iubire și fă ca inimile noastre să fie mereu pline de recunoștință pentru darurile tale nesfârșite. O, Allah, dătătorul de viață și de moarte, îți cerem să ne ghidezi pașii pentru calea cea dreaptă și să ne întărești credința în tine. Fă ca rugăciunile noastre să fie acceptate și dorințele noastre să fie împlinite, să fim recunoscători pentru toate darurile tale și ne apropiem de tine, să ne îndeplinim responsabilitățile cu sinceritate și devotament și să fim mereu conștienți de prezența ta în viețile noastre. O, Allah, cel milostiv și milos, binecuvântează profetul nostru Muhammad, pacea și binecuvântarea lui Allah să fie asupra lui, familia să îți fie tot și cei care urmează calea. Ajută-ne să trăim conform exemplului său și să rămânem nădejdea ta și mesajul tău în pace și iubire în lume. Amin. Amin.